Povestea lui Harapalb, de Ion Creangă. Elemente contextuale. Specie literară. Basmul este o specie a genului epic în proză, având ca trăsături definitorii prezența unor personaje fantastice, întâmplări miraculoase, dar și motive literare specifice, precum motivul împăratului fără urmași, motivul probelor depășite, cifra magică 3, ajutoarele și drumul inițiatic. Totodată, tema basmului este lupta dintre bine și rău, unde binele învinge mereu. Nu pot fi omise nici formule specifice, precum cele inițiale, a fost odată ca niciodată, mediane, merse, 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 cale lungă să-i ajungă, sau finale, și-am încălecat așa și v-am spus povestea așa. Date despre autor. Ion Creangă este un scriitor reprezentativ din perioada marilor clasici alături de Mihai Eminescu, Ionuca Caragiale și Ioan Slavici. Este cunoscut pentru romanul său autobiografic Amintiri din copilărie, dar și pentru poveștile și povestirile sale: Soacra cu trei nurori, Inul și Cămeșa, Acul și Barosul, Capra cu trei iezi sau Punguța cu doi bani. Critica literară îl consideră un Homer al nostru, așa cum spunea George Călinescu. Încadrare. La fel de cunoscut este și basmul Povestea lui Harapalb, apărut la 1 august 1887 în revista Convorbit Literare, fiind curând tradus în germană, engleză și franceză, căpătând circulație internațională. Critica literară spune despre el că este însăși sinteza basmului românesc, Pompiliu Constantinescu. Semnificația titlului. Titlul de tip analitic este format din două substantive, făcând referire la numele personajului principal, Harapalb, dar și la specie literară de basm cult, termenul poveste inducând ideea de scornire, de născocire. Forma articulată a substantivului povestea unicizează destinul protagonistului, iar numele lui anticipează faptul că va rămâne rob, sclav, doar o perioadă, după care se va purifica, devenind capabil să conducă o împărăție. Termenul harap, care înseamnă negru, rob, sclav, este asociat cu termenul alb, sugerând dualitatea firii umane, personajul principal având atât calități cât și defecte, aspect care confirmă apartenența la specia basm cult. Evidențiază în același timp că, în aparență, protagonistul este sclav, harap, în esență este o persoană nobilă, albă. Acest titlu este un oximoron, harap alb fiind umanizat, mai mult ajutat de ceilalți decât viteaz. Sursa de inspirație. Geneza basmului este legată de realizarea, în epocă, a primelor culegeri de basme românești prin activitatea lui Vasile Alexandrie și mai târziu a lui Ioan Slavici și Petre Ispirescu. Structură. Fiind un basm, se respectă un tipar narrativ în patru momente cheie. La început există o stare de echilibru. Este perturbat apoi echilibru din cauza unei lipse, în cazul de față lipsa moștenitorilor de parte bărbătească, dar și pierderea identității mezinului, încercarea de restabilire a echilibrului pierdut și recuperarea echilibrului inițial. Întâmplările sunt redate prin tehnica linearității sau cronologiei evenimentelor, existând aici un singur plan narrativ, în centrul căruia se află personajul principal. Tema operei. Fiind un basm, tema principală este lupta dintre bine și rău, din care binele este învingător, însă basmul poate fi interpretat și ca un bildungsroman, adică roman de formare, de inițiere, în viață. Sunt prezente motive specifice precum motivul ursului, al pietrelor prețioase, al cerbului, al furnicii și al albinei, al împăratului fără urmași, paloșul, calul năzdrăvan, mezinul, motivul probelor depășite, al ajutoarelor. Totuși, motivul literar central îl constituie drumul, căci această călătorie îl ajută pe tânăr să se maturizeze. Apartenența la un gen și o specie literară. Povestea lui Harapalb aparține genului epic, deoarece modul predominant de expunere este narațiunea, relatarea se face la persoana a treia, iar autorul își exprimă sentimentele în mod indirect prin intermediul personajelor. Ca specie literară este un basm cult căci, deși păstrează multe elemente specifice din basmul popular, precum motivele literare specifice sau tema operei, totuși aduce și anumite inovații. Este un basm cult întrucât are un autor cunoscut, personajele sunt puternic umanizate, Harapalb având atât calități cât și defecte, aspect care nu apare în basmul popular, iar Creangă supra-solicită motivul cifrei 3, fiind prezente aici 9 probe, de 3 ori câte 3. Tehnica triplicității este utilizată dintr-o plăcere de a tăi făsui, însuși George Călinescu identificând la Creangă o adevărată
Orgie de cuvinte. Elemente textuale. Opera prezintă drumul pe care Harappa îl parcurge către Palatul lui Verde Împărat și primejdiile pe care le arde întâmpinat pentru a fi capabil să conducă împărăția. Relație incipit final. Incipitul de tip Captatio Benevolentiae prezintă locul și timpul acțiunii, dar și faptul că Verde Împărat scrie o scrisoare fratelui său, Craiul, prin care îl roagă să-i trimită pe cel mai destoinic dintre nepoți pentru a-i conduce împărăția, întrucât el nu avea moștenitor de parte bărbătească. Atemporalitatea și aspațialitatea. Era odată într-o țară îndepărtată? Sunt convenții specifice basmului. Totuși, formula inițială a fost odată este modificată, autorul în locul perfectului compus a fost, care plasa acțiunea într-un timp trecut și îndepărtat, ce nu mai avea legătură cu prezentul și care pregătea cititorul pentru întâmplări și personaje fantastice, este înlocuit prin imperfectul era alături de adverbul amu. Acestea confirmă apartenența textului la specia basc cult, anticipând faptul că întâmplările sunt mult mai credibile, iar personajele umanizate. După ce frații săi mai mari eșuează în acest deziderat, pornește la drum și mezinul, ce reușește să depășească proba podului, dar se poticnește la întâlnirea cu spânul. O secvență reprezentativă. O primă secvență reprezentativă este și cea în care fiul de Crai se lasă păcăli de către spân și intră în fântână la îndemnul acestuia, fără să realizeze pericolul în care se află. Spânul pune apoi capacul pe gura fântânii și îl obligă să-i spună care este adevărata sa identitate și scopul călătoriei sale. Harappa îi dezvăluie faptul că este fiu de Crai și că se îndreaptă către Palatul lui Verde Împărat pentru a-i lua acestuia locul la tron. Secvența este importantă întrucât surprinde o serie de calități și defecte ale protagonistului, constituind intriga basmului. Harappa se dovedește naiv, încrezându-se în spân, chiar naratorul numindu-l boboc în felul său la trep de-a estea. Este în același timp neascultător pentru că a încălcat cu bună știință sfatul tatălui său de a nu se însoți cu omul spân, lucru care i-a dus doar necazuri. Totuși, prin faptul că își ține cuvântul dat, jurând pe ascuțișul sabiei că nu va dezvălui adevărata identitate a spânului, care îi va lua din acest moment locul, arată calitățile sale umane. Naivitatea dovedește și când nu ghicește din vorbele spânului că el este un simbol al diavolului, căci el însuși își strigă numele, Chima răului pe malul pârăului. Totodată, pogorârea sa în fântână, fără cumpănă și fără roată, echivalează cu un loc al purificării și al renașterii, unde intră ca fiu de Crai și iese rob. De asemenea, abia acum devine personaj bine individualizat, căci până acum a fost numit fiu de Crai, iar din acest moment primește numele de Harappa. Numite ce anticipează trecerea sa de la statutul de slugă, harap, la cel de stăpân sau om purificat, alb, capabil să conducă o împărăție. Tot cu valoare premonitorie este și replica spânului, căci atâta vreme aia mă sluji până când îi muri și iară învia, ce anticipează destinul protagonistului. Scena surprinde conflictul de ordin exterior între spân și harapalb, fiind redată din perspectiva unui narator omniscient, auctorial, extradiegetic. Lupta dintre bine și rău, ce apare aici, confirmă apartenența la specia bas. Din acest moment, Harappa va trebui să treacă mai multe probe, printre care aducerea sălăcilor din grădina ursului, a cerului cu pietre prețioase, dar și aducerea fetelui roșu împărat. Acum va afla ce înseamnă prietenia, întovărășindu-se cu cei cinci năzdrăvani, Cerilă, Setilă, Flămânzilă, Ochilă și Păsărlăț Lungilă, dar va dobândi și calitățile necesare pentru statutul de împărat. Cea mai dificilă probă este cea în care trebuie să o aducă pe fata lui roșu împărat, deoarece aceasta cuprinde mai multe probe în care va avea nevoie de ajutorul celorlalți. Cea de-a doua secvență reprezentativă este și cea în care cei cinci năzdrăvani și Harappa trebuie să doarmă în casa de aramă. Aici intervine o ceartă grozavă între aceștia, cauzată din încăpățânarea lui Gerilă de a răci casa spre beneficiul celorlalți. Fiind un basm cult, Creangă înlocuiește narațiunea cu dialogul, care dă un farmec aparte fragmentului. Harappa își dovedește superioritatea, căci el nu mai intervine în gâlceava acestora, ci preferă să tacă și să asculte, învățându-și lecția. Vorbele nu i-au adus până acum decât necazuri, cea mai concludentă dintre ele fiind sinceritatea sa în fața spânului, care l-a dus în ipostaza de slugă.
Firea sa veselă, ci că să nu te strici de râs, de harapal muzic, este menționată de gerilă, dar și de toate personajele în mod consecutiv, râs, tu râs, harapalb, știind să facă haz de necaz și să răzbească în toate vicisitudinile vieții. Frazele ritmate, vorbele de duh, diminutivele cu valoare argumentativă, precum buzișoare, confirmă faptul că opera lui Creangă nu poate fi repovestită fără pierdere. Elemente extratextuale. Ideea operei. Ideea operei este aceea că omul bun se recunoaște sub orice straie, dar și faptul că binele este mereu răsplătit, așa cum răul este pedepsit, în concordanță cu specia basmului. Particularități de limbaj. La nivelul limbajului, sesizăm o preferință pentru elementele de oralitate, inserare în scris a unor cuvinte populare, fonetisme regionale, regionalisme, interjecții, fraze ritmate, dar și elemente care țin de umor, porecle, întorsătura neașteptată a frazei, diminutive cu valoare argumentativă. Acest lucru determină pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga să consideră că opera lui Creangă este, de la un capăt la altul, un hohot de râs, iar George Călinescu consideră că la Creangă există o adevărată orgie de cuvinte. Asemănări cu alte opere. Ideile expuse în basm nu sunt unice, inedită este însă maniera de a prezenta lumea ficțională. Întâlnim și basmele lui alte basme precum Finul lui Dumnezeu, basm cules de Mihai Eminescu, sau Gâsca de Aur de frații Grimm, personaje care sunt capabile să mănânce 9 lanuri de grâu sau un munte de pâine, sau să bea apa din toate iazurile aflate în pădure, vinul din toate pivnițele, să prindă țânțarul ascuns lângă soare sau alte asemenea năzdrăvănii. Concluzie. Prin urmare, textul de mai sus aparține speciei basm cult prin faptul că autorul este cunoscut, apare triplicitatea, fuziunea real fabulos, este înlocuită narațiunea cu dialogul, dar apar și elemente de oralitate și umor. Sfârșit.